Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit tortul care este foarte popular, Trio Ciocolata. Este un tort foarte gustos, rapid, nu este nimic complicat, dar este atât de gustos. Dacă îl veți prepara odată, eu sunt sigură că el nu va lipsi de la voi din casă la sărbători. Ne uităm de ce ingrediente avem nevoie. Avem nevoie de un blat cu cacao. Eu l-am pregătit dinainte. Această rețetă este deja la canalul nostru. Pentru musul de ciocolată neagră avem nevoie 100 g ciocolată amăruie, 50 ml apă rece, 200 ml frișcă, 30 g unt, 7 g gelatină. Pentru musul de ciocolată cu lapte avem nevoie de 100 de g ciocolată cu lapte, 50 ml apă rece, 200 ml frișcă, 30 g unt, 7 g gelatină. Pentru musul cu ciocolată albă avem nevoie de 100 g ciocolată albă, 50 ml apă rece, 200 ml frișcă, 30 g unt, 7 g gelatină. Mai întâi ne ocupăm de blatul de tort. Eu iată l-am format așa mărunt, ca pe biscuiți. Dacă nu aveți blat de tort, puteți să folosiți și biscuiți cu ciocolată. Tot va ieși foarte bine. Blatul e așa, fărmituri, îl voi pune într-un bol și voi adăuga la el 70-80 grame de unt topit și voi combina totul bine. Eu am terminat de amestecat blatul de tort cu unt. Vedeți cum trebuie să fibă, ca nisip umed. Am aici, iată așa, am pregătit formă inimă. Această formă eu am comandat-o de pe Amazon. Ea este foarte comodă, ea este de silicon și întrânsa poți să coci și în cuptor și se face mai multe forme. Rotund, rotund mai mic, mai mare, inimă, numai că inimioara nu se face mai mare. Iată așa este denumirea. Și cifra 8 se face. Uitați-vă pe internet și veți vedea mai multe informații. Nu-i reclamă, eu doar arăt la abonații mei. Acum vom turna blatul de tort în forma noastră. Și cu o lingură, cu o spatulă, îl nivelăm pe toată suprafața să fibă uniform și îl presăm ușor. Și când vă pregătim musul de ciocolată neagră, dăm la congelator. Punem gelatina la hidratat. La mine se hidratează foarte repede, dar la voi dacă mai greu, de la început mai întâi puneți gelatina la hidratat. O amestecăm. Vedeți eu cât am amestecat-o? Ea deja este hidratată. Peste ciocolata neagră punem untul și o punem la topit. Puteți să o puneți pe baie de aburi, dar eu voi pune în microundă. Eu am pus-o în microundă pe 30 de secunde. O amestecăm. Dacă nu este topită toată ciocolata, mai punem pe 10-20 secunde în microundă. Nu nimic. Vedeți cât de bine s-a topit ciocolata. Cât am amestecat ciocolata, gelatina este gata. O topim și pe ea cu atenție în microundă. Eu am topit și gelatina în microundă pe 15 secunde. O turnăm la ciocolată, amestecăm. Este gata, o lăsăm puțin să se răcorească și cât se răcorește ne ocupăm de frișcă. Frișca trebuie să fie rece de la frigider. O turnăm în bolul de la mixer. Voi dacă iubiți mai dulce, puteți să adăugați 2-3 linguri de zahăr pudră la frișcă, dar eu nu voi adăuga. Ciocolata cu gelatină o turnăm peste frișcă. Ciocolata trebuie să fibă călduță, așa de binelea, nu răcorită de tot. Și amestecăm totul bine. Am scos tava cu blatul de tort din frigider și acum vom turna musul de ciocolată amăruie. Și îl nivelăm bine și îl dăm la congelator pe 15 minute până când pregătim musul de ciocolată cu lapte. Pregătim musul de ciocolată cu lapte, punem untul la ciocolată și punem la microundă pe 15-20 de secunde sau pe baie de abur. Gelatina o punem la hidratat. Mixăm frișca. Am scos ciocolata din microundă, o amestecăm bine. Atât, ciocolata este gata, gelatina s-a hidratat, o punem și pe ea la microundă. Am topit gelatina pe 15 secunde în microundă, o turnăm la ciocolată și amestecăm totul bine. Am terminat de amestecat și gelatina bine, priviți cât de bine arată. O adăugăm și pe această ciocolată la frișcă. Cum terminat de amestecat gelatina în ciocolată, deodată am turnat-o la frișcă. Amestecăm totul bine. Priviți ce cremă frumoasă și gustoasă am obținut. Eu am scos tava din congelator. Priviți, este destul de tare deasupra. Turnăm și smuzia de ciocolată cu lapte. O nivelăm bine. După ce îl nivelăm puțin, îl dăm la congelator pe 15 minute sau până când pregătim următorul smoothie. Pregătim smoothie de ciocolată albă, punem untul la ciocolată și punem la topit în microundă. Mixăm frișca. Punem gelatina la hidratat. Amestecăm ciocolata bine. Am terminat de amestecat bine ciocolata. La ciocolată adăugăm gelatina topită și amestecăm bine. Eu am terminat de amestecat și gelatina bine. Turnăm ciocolata cu gelatina la frișcă și amestecăm totul bine. S-a întărit bine și a doilea strat și îl turnăm și pe acesta alb. Nivelăm totul bine. Eu am nivelat bine deasupra și dăm această bunătate la congelator pe o oră, apoi o scoatem și o dăm pe 6-7 ore în frigider. La noi a trecut o oră și am scos tortul din congelator și acum vrem să scoatem forma, o să scoatem mai bine și va fi mai frumos și apoi îl vom da în frigider. Vedeți, foarte frumos și ușor s-a luat. Îl dăm la frigider pe 6-7 ore. La noi este a doua zi dimineața, am scos tortul nostru din frigider și acum îl vom decora. Eu am aici pentru decor fructe de pădure, căpșune, zmeură și câteva prăjituri macarons. Eu am terminat să-l decorez, este simplu și frumos. Filiem și probăm. Priviți cât de bine arată straturile, e extraordinar! Probăm. Eu l-am probat, este nemaipomenit de gustos acest tort. Eu vă-l recomand neapărat, dacă n-ați probat acest tort, pierdeți foarte mult în viața dulcelor. Este foarte gustos, e atât de fin, eu până acum n-am mai probat astfel de torturi, dar acesta este foarte fin, se topește în gură, chiar aș putea spun că este înghețată la temperatura camerei, dar totodată stă stabilă, e foarte gustos. Vă-l recomand neapărat. Dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți clas, scriți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram. Dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!